Salutare și bine v-am regăsit, sunt și noi, astăzi ne vom juca GTA San Andreas Multiplayer împreună cu Zero, care trebuie să sosească. Da, așa vom face. Așa. Păi, mă gândeam să ne primăm puțin și să schimbăm câteva vorbe, să... Da. Să facem ce știm să facem mai bine, să pierdem timpul. Să pierdem timpul pe stamp. Deci... Da, trebuie să-mi iau motocicleta și să-i bag benzina, că nu mai am benzina multă. Și n-aș vrea să rămân fără. În cazul ăsta bag și eu benzina. De 55, dacă nu mă înșel, unul de 45. Bag eu de 55. Da. Câte mile ai tu pe motocicleta ta? N-am mile, am kilometri, că m-am setat în un kilometru cu unii mai... Kilometri atunci. 788. Interesant. Pe Sultan am peste 1400, deci îți dai seama. A ta bănuiesc că n-a sărit de 200. De mile nu. Păi mile cam cât ai? 177. 177 de mile, asta înseamnă ceva peste 200 de kilometri. Tocmai. Așa. Păi hai să ne hotărâm cam pe unde să mergem. Nu știu, hai să mergem... Orașele astea de aici, nu știu, parcă le-ai mai arătat. Hai să arătăm alte orașe. Gen Angel Pines sau Port Carson sau orice. Da, chiar hai în Angel Pines. Da, o luăm pe autostradă sau pe un drum. Ia-o tu înainte. În cazul ăsta, stai să mă gândesc, cel mai scurt drum ar fi pe aici. Da, bine, nu contează, scurt. Who gives a shit, ne plimbăm. Corect. Pune și în curba aia e mapat gardul ăla și cu stâlpii aia. Da, păi tocmai ca aici, să nu aici tot e mapat. Da, asta e foarte fain pe serverul ăsta. S-au îngrijit de tot. Dar produce lag, aia e cam nașpa. La calculatorul meu și al tău? Cui pas? Dar sunt unii oameni care chiar au calculatare slabe. Păi era un moderator la helperi care juca pe 800 cu 600 rezoluție și l-am dat. Fuck, n-am mai folosit rezoluția de 4 ani cel puțin. Nici pe calculatorul meu vechi nu folosea rezoluția aia. Dar stai să vezi pe ăla nou, pe ăla nou. Categoric nu o să folosesc rezoluția aia. N-ai mai fost niciodată pe drumul ăsta pe aici, pe la Angel Pines, nu? Ba, mai fost în zona asta. Nu către Angel Pines, ce-i drept. Wow, ce-i aia? Vezi chestia aia? În dreapta, da, e rafinărie. Nu se încarcă la distanță foarte mare, asta e beleaua cu ea. Trebuie să-ți activezi, cum îi zice, patch-ul ăla. Îți încarcă texturile, în caz în care ai probleme cu încărcatul texturilor la un metru în fața ta, știi? Trebuie să activezi și îți încarcă și mai în distanță. Eu am luat-o pe drumul lung, că îmi place să mă plimb. Nu știu ce ție, îți place să scurtezi, dar așa cu motocicleta, în first person, e crimă. Da, dar eu la motocicletă mai așa, nu știu, mai parcă și parcă de drag merg cu asta pe road. Adică am avut și un Sanchez. Da, eu am avut un Sanchez, știi, m-am plimbat cu el, dar parcă nu e același feeling. Oricum, vreau, eu cred că pe ăsta o să-mi iau după motocicleta asta, cred că mai iau o motocicletă, cred că-mi iau una ca a ta. Da, să știi că se găsesc destul de ieftine la mâna a doua. Eu pe asta mufti că am luat-o la mâna a întâi. Puteam să o scot, cât de ieftin puteam să o scot. Da, dar când ai bani, ce-ți pasă? Corect. Să câștiga lotă și nu mai îmi pasă de nimica. Cine câștiga la lotă din prietenii noștri? De la Cipa, Pirneci. Așa. Nu mai știu cum... Are un nume ciudat pe joc. Și-a luat premier cu 35.000, parcă. 40. 40? Oricum în magazin e 100.000, așa că...
Nu știu de ce e așa scump. E sincer, nu știu, parcă... E destul de rapidă, nu poți să spui că nu e rapidă. Da, e și frumoasă, știi? Adică nu știu, parcă dacă nu arată ca aia de poliție, nu știu, nu are farmec. Aia să mergi cu aia și să creadă că ești poliție, ar fi ceva, să știi. O de aia de Las Venturas, că aia să știi că poți să pui mod să arate ca aia de Las Venturas, opa. Aici trebuie să, nu știu, trebuia să pun o stradă pe aici. Cine dracu își pierde timp să pună stradă pe aici? Nu știu. Aș face un wheelie, dar mie să nu cadă în apă. Nu cred că poți să cazi de pe ăsta în apă, de pe pod. Da, hai că mai ieșit, Willy. Ar fi un râpâs să fac o motocicletă asta, Willy. Da, să zicem, da. Repet, cui pasă, gen un Willy, nu e ca și cum dai un jaf la bancă. E ceva minor, adică nu o să stai nimeni ochii jaf la pe bancă, tine. Angel Pine, ironic, nu? Da. La motelul ăsta vreau eu să-mi iau o cameră. Ia uite, e lume în Angel Pine. Ești nebun, dacă n-am mai văzut în viața mea lume pe aici. În afară da. De mine și de tine și de... Și merge și urât. N-are tipul ăla treabă condus. Ce facem aici acum? Habar n-am, mă gândeam să ne oprim la magazinul ăla de ierburi. Să iau niște, și eu niște semințe. Dar habar n-am unde. Păi nici eu, hai să stai că parcă mi-aduc eu aminte de unde a luat tot de parcă. Ceva de genul, nu din partea asta. Cred că era în spate, dar pe aici nu era. Pe aici sigur nu era. Ori pe aici, aici parcă era. Era aici, Lexi de cafe, Beauty. Nimic. Sau... Tools Paradise. Dar tu știi ce ar trebui să scrie pe chestia aia? Nu știu, adică eu te întreb acum dacă știi ce ar trebui să scrie pe chestia aia, ca să ne dai seama de unde se cumpără. Că bănuiesc că nu scrie, nu știu, drugs. Ar fi chiar ciudat. Deci să fie o farmacie ceva, nu știu, n-am idee. Oricum. Ia, mă duc înapoi pe străduța aia, parcă am văzut eu o farmacie. Post office, sex shop, clothes. Pharmacy, am găsit. Cred, sper că e farmacie. Da. Asta de aici. Cam asta ar trebui să semnifice. Da. După convenabil să pui un ATM lângă. Căs în care n-ai bani. Ai intrat înăuntru? Cum e nu? Ok. Nu știu ce soi de farmacie e asta. Una interesantă în orice caz. Are o oglindă. Ia uite-te în first person mode în oglindă să-mi spui dacă poți să te vezi. Da, evident că poți să mă văd. Da, ce-mi stăcioara mea. Arată sexy. Da, pe skin-ul meu ești chel. Și pe skin-ul bandana albastră. Și tot așa o mustață și un tricou alb și niște blugi negri și niște pantofi albi cu șireturi negre. Ai cumpărat droguri? Da, am cumpărat semințe, da. Dar sunt medicinale, nu sunt droguri. Jesus, zero. Hai să plecăm. Prea multă farmacie pentru momentul ăsta. Chiar Gino, tu știai că zi poliția de pe serverul ăsta se împarte între dar asta gen, o poliție dintr-o altă regiune, ca să spun așa, n-are voie să facă nimic în altă regiune. Gen aia din Red County, nu știu, în Bone County parcă. Aha. Știai chestia asta? Nu știam. Că știu că eram cu Eric, adică era Eric, de fapt, eu eram cu el în compă. Și îmi spunea că l-au bătut unii pe unul și poliția doar stătea și se uita. Nu putea să facă nimic că nu erau din regiunea asta, gen, din Red County.
unde umblăm noi, pe la 1600. Acum încotro mergem? Păi mergem, zic, spre Palomino 3. Bine. E foarte tare chestia asta, gen să fie așa împărțit pe regiunile astea, cum ne-ai lăsat numit. Și ce zic, să mergem gen... să jucăm la loto, în primul rând. Hai. Și continuați ideea. E ceva gen... Stai că-mi scapă cuvântul, ceva gen cu mai multe țări, da, mă rog, ceva în genul ăsta. Da, cum e, ca cum e în America, cu state, gen e California, da, exact. Cam asta e și ideea. Și să nu poți să faci nimic, sunt poliția dintr-una să nu poată face nimic în alta, e șmechea. Da, da, ce ciudat e că PRORP, dacă mai știi, era departamentul de șerifi, SASD-ul. Da. Care își desfășura activitatea în Los Santos. Los Santos. Ceea ce era ciudat, adică să vezi șerifii în Los Santos. Ești puțin bizar. Acolo se considera că... Acolo era o porcărie, frate, adică șerifii erau considerați gen ajutor al poliției, înțelegi? The fuck adică is that? Adică mi s-a vorbit, era ceva gen SWAT zi, un SWAT așa pentru oraș, înțelegi? Adică era o porcărie. Da, n-avea niciun sens. Da. Era ceva gen, ei au voie să umble cu arme, dar n-au voie să se tragă pe dreapta, înțelegi? Era ceva gen, are voie să țară numai în ajutorul poliției, chestii, habar n-am. Porcările, n-am înțeles-o niciodată. Deși era șmecher dacă erai la ei. Da, am auzit, gen, vorbeam cu cineva din PD. Dar atunci, nu mai în PD acum. S-a spus și a plecat, știi? E normal să te speri să pleci cât timp nu e ce trebuia să fie PD-ul. Știi? Dar... Se poate spune că și la mine a fost tot ceva de genul ăsta. Doar că eu m-am enervat și am și înjurat. Da, aia a fost epică faza. Nu, da, ai văzut, să intre la tine în curte fără mandat, aia a fost de căcat. Trebuie să fie și realiști. Păi nu, că vorbeam cu tovarășul al meu din LSPD și îmi spunea că, zic, că mă, am văzut și eu clipul. Ne-am făcut de râs acolo. Noroc că n-am fost și eu. Știu. A zis că el oricum nu venea, nu intra în curte. Și... Mi-aduc aminte, eram și eu un conf atunci când a spus. Tu acum mergi la viteză maximă? Nu, urcă și mai tare de atât, numai că e lag puțin și... Vezi un tir. Da, l-am văzut, mă claxona. Numai că am prioritate aici. De fapt, corect. E puțin ciudat cu prioritate, dacă sunt două drumuri principale. De fapt, cred că este totuși și el avea prioritate pentru că tu veneai lui din dreapta și totuși era la bariere și că era un pic cam logic, dar mă rog, nu știu. Totuși fiind la bariere era ceva mai ciudat, nu știu, habar nu. Păi da, la asta mă gândeam și eu și cu bariera n-ai. Oricum, nu cred că e nimeni care poate să spună în momentul ăsta, nici prin comentarii, cum stă treaba. Alea era un bulet? Așa părea, să fie un bulet. Eu l-am modat și nu mai știu care e buletul, care e turist. Da, ăla era un bulet. Le-am aproape la fel. Uite încă unul ăsta care se ține după noi. Și are o armă în mână, genial. Ăla e un turismo. Da. Unul galben, foarte frumos. Da. Să știi că nu e foarte scump un turismo aici, adică un turismo te costă 750.000. Și dacă stai să te gândești... 750.000, păi și care era, nu știu câte milioane? Habar am, nu știu, eu l-am văzut la mâna a doua la 750.000. Aaa... Numai că gândește la chestia asta că e foarte scump în cazul în care îl bușești. Gen, e exagerat de scump. Sultanul meu te costă 10.000 dacă l-ai bușit. Da, dar totuși e posibil să fie la fel, pentru că știi cum sunt? Sunt mașinile alea de level, de la posibil. Da, probabil sunt categoria de mașini ieftine și foarte scumpe. Din aia din care vine sultanul tău. Care a costat teribil de ieftin. La loterie, nu? Da, la loterie mergem.
Gata. Vilaj Man. Ce nume? Vijay, pardon. Man. 76 o să fie. Nu o să fie 76, nici nu vreau să fie 76. De bea 5K. Uite, vezi, e tâmpită chestia că ți arată arma în mână când te urci pe motor. Da, ce trebuie de spus. Da, cum ai nu știu, e ceva de genul, poți să faci mult meta gaming așa. Mamă, ăla e un bullet taxi. Mi se pare o cea mai mare porcărie, având în vedere că are un singur loc. Un bullet taxi unde l-ai văzut? Un bullet, unde la un bufalo, pardon. Hai să vedem și noi. Că nu l-am văzut. Aici poți să fii taxi cu mașina personală, ceea ce e șmecherie. M-aș angaja ca taxi, înțeles? Am ce să fac. Nu știu, tot rău ala. Uite-l. Uite bullet. Bufalo, pardon. Bufalo. Nu știu, mi se pare ciudat având în vedere că are un singur loc. Da. E destul de ciudat. Dar trebuie să recunoaștem că arată bine. Eu fug puțin până la... Ia uite un Handley, 50.000, ce ieftin. Un BF400, 21.000. Fage-ul meu, 5.000. Și fug să îmi iau și eu de mașină încărcătorul la telefon. Așa, unde e încărcătorul? Dacă să-l ia. Așa. Eu nici nu mai am telefon. Nu mai ai telefon? Ah, da. Da. Uite un Landstalker la 30K. De ce să-ți iei Landstalker când poți să-ți iei Huntley? Știi cum e ciudată chestia aici. Când mai vezi pe ăștia de te primi așa cu mașinile cu prețul pe ele, e ciudat că într-un fel unul, tu te duci să-ți iei ăla pe IDU și vine unul, îți cumpără mașina și tu ești ceva de genul, ce s-a întâmplat? Da, să știi. Da, uite, Landstalker e cum așa. De aș curios de Huntley aici. Să vedem înăuntru. Măi, e decent, e spațios înăuntru, e foarte frumos. Și la 50.000 să tu cumperi. Ok, pe hai că mă duc să-mi iau și eu salariu. Asta fac și eu, mamă cum fac ăștia când pleacă de acolo. Ai văzut că de fiecare dată gândiți în clădire îți spune să faci roleplay în... Da, să nu alegi ca tâmpitul. Hai acolo pe aici. Așa. Ok, păi noi ne oprim aici, sper că v-a plăcut clipul, nu uitați, like, comment, subscribe și ne revedem în clipul viitor cu mai mult SAM și... Mai mult SAM. Da, probabil o să mai pun și alte jocuri, dar cam atât. Bye bye!